Doamne, ce-mi place să râd pe motocicletă, mai ales că mi se pune portocaliu la semafor. Și în față nu e nimeni, de stânga nu e nimeni, se pune fix degeaba. Of! Uite, și aici mi-au dat motocicleta. Mamă, i-a luat oglinda. Mamă, mai și pica acum. A venit toamna. Mai puneți benzină de undeva. Băi, băiatule, ce-i în orașul ăsta? Salutare, dragi prieteni și... nu merge așa, mă, nu. Trebuie să o facem mai pe vibe. Să dau autobuzul, băi, ești nebun, băi. Mersi frumos. Mersi. Mamă, dimineața lumea e tot mai bună. Vor să facă lucruri frumoase. Salutare, prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Ce minunat e să țipi dimineața. E numai frumos să țipi dimineața, e perfect. Cu soarele pe mine. E bine că încă mai putem să mergem în perioada asta anului. De ce? Pentru că în general ar trebui acum să fie un frig de îngheață apa în câine, de îngheață cățeaua în câine. Să văd și urmările. Ce ai făcut? Hai că-mi face loc. Nu mai îmi face loc. Mamă, ce tărăraie aici. Nimeni nu mai știa nimic. Încotro să ducă. Hei, bună mașina cu mâncare. Dimineața poliție, seara poliție. Și la masă poliție iară. Ia uite-l. Mamă, frate. La ataca nebunia e. Traversau, nu avea nicio treabă. Pentru ele trecere oriunde. Este de ieșit afară. Este de mers cu motocicleta adecvat și cu minți, pentru că asfaltul este super rece și pentru că sunt foarte multe pericole. N-am vorbit eu despre toate aceste pericole în vlogurile din anii trecuți, în care povesteam de ce nu e bine să ieși toamna, de ce nu e bine să ieși iarna, de ce nu e bine să ieși vara, de ce nu e bine să ieși primăvara, de ce nu e bine să... Nu mai există anotimpuri. Am spus acolo toate motivele pentru care este bine să ieșim cu motocicleta cât putem de des și am enumerat pe scurt care sunt toate pericolele pentru aceste anotimpuri. Sunt chestii pe care eu le-am învățat pe pielea mea sau pe pielea altora. Bine, pe pielea mea încă nu. Da, am toată pielea. Am strâns povești, am strâns filmări, am strâns de toate și am tras o concluzie și le-am spus în episoadele de anul trecut. Așadar, dacă vreți să facem un episod și anul ăsta despre de ce sau care sunt pericolele de a ieși primăvara sau toamna, sau vara sau iarna, sau... facem videoclip despre asta. Mamă, dar urât să uită, frate, te uiți urât pe tramvai. Mamă, ce e aici? Am înțeles, a fost accidentus. Bă, și ce eu fac stânga? Opa. Ăsta sigur are cățel în mașină. De unde mi-am dat seama? Păi avea geamul murdar pe interior, ca și cum ai dat cu limba pe el. Op. De 4 ori m-am asigurat, de 4 ori. 4 ori m-am asigurat, da? Ia să vedem, are cățel în mașină? Are o cățel în mașină. Știi ce avea în mașină? Telefon! Opa. Mersi. Dizonauri aia mari. Corcodili. Vai. Bă. Bă. Mastro,
Iubit al meu, atât a putut să facă, frate, să spele geamul când am ajuns în spatele lui. Ăsta e nivelul, frate, și ia, mai aruncă și țigara pe geam, a? Să ajung, ia uite, iarăși de acut de parbriz. Bă, băiatule, cum în timpul ăsta, înțeleg că nu mai vedeți motocicliști. Bă, dar nu te uși tu, frate, că știi că îți aruncă în părți aia dat cu apă pe parbriz. Nu te uiți tu dacă uzi pe cineva? Uite, aici mi-au dat motocicleta. Nu mai e. Ne plecăm, nu ne plecăm, că e umbră și e rece ca dracu, cum am zis mai devreme, că e un fric de batacheți în motor. Salut, știam eu. Doamne, ce-mi place să râd pe motocicletă, mai ales că mi se pune portocaliu la semafor. Și în față nu e nimeni, de stânga nu e nimeni, se pune fix degeaba. Of! Uite, și aici mi-au dat motocicleta. E fix bară la bară. De ce? Pentru că așa se întâmplă marțea. De ce se întâmplă așa? Păi, pentru că e marți. Alt motiv? N-avem. Copilul se duce la școală cu un motor de A1. 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 Eu intru cu ăsta mare pe aici și el nu intră cu ăla mic. Ce înseamnă să știi mărimea? Știi să-ți folosești unealta de sub picioare. Îmi place că salută. Hai, tată, vrei să deschid eu drumul, că sunt mai mare și mă vede mai bine. Să uiți mai subțire și... și îmi faci loc să intru după aia. Ce tâmpit sunt, Doamne. Nici nu știu dacă să bag faza asta în vreo. Bă. Țin-o puțin. E un skepsis aici când mergi printre mașini, e un skepsis. Trebuie să știi să-l folosești. Practic, tu ce trebuie să faci când mergi printre mașini este să-ți ții echilibru. Mai bine. Și să nu pui un picior stânga, dreapta, jos. De ce? Pentru că în momentul în care ai pus un picior jos, te dezechilibrezi și te aruncă în cealaltă parte. Uite, chiar o să fac un episod despre cum să mergi printre mașini. Fără să... Moral ar trebui să fie vina noastră, motocicliștilor, pentru că facem lucrul ăsta. Legal, e voie. Bun, și atunci, în cazul ăsta, facem un videoclip în care... groapa, mami. Un videoclip în care vă arăt cum să mergeți printre mașini. Și la ce să fiți atenți. Și cum să văd... Mamă, i-a luat oglinda. Mamă, mai și pica acum. Băi, frate. Asta înseamnă viața unui începător în București. Bine, nu știu dacă e începător, nu știu dacă așa mai departe, dar două faze în 20 de metri. De ce? Pentru că trebuie tot timpul să ai un stil, să mergi într-un anumit ritm, astfel încât să fii în siguranță în orice moment. Băi, m-am apropiat prea mult de oglinda lui ăsta, bam, fac lucrul ăla în a doua secundă. Trebuie să le ai stabilite din timp. O să vorbesc mai mult, dacă vreți, în următorul vlog. Da, în următorul vlog am altceva de spus. Dar facem dacă vreți. Mai repede. Mai repede. Da, mai repede. Mamă, și a luat și o mașină din aia. Da, aia ieftină, un merțan din ăla nesimțit, ieftin. Uite, aici puteam să accesez, mă duc pe el. Mi-a ieșit doamna de aici. Dragilor, dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați să urcați pe borduri. Așadar, dragilor, pentru că benzina aproape s-a terminat, nu uitați să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro. Vă mulțumesc celor care v-ați uitat la acest episod până la sfârșit și ați râs de mine în această dimineață. Ne vedem și mâine dimineață și poi mâine dimineață.
M-ați înjurat, știu eu că m-ai înjurat. Până data viitoare, Motorrider, pentru tine, numai bine. Pa!